România are din nou un reprezentant la Jocurile Olimpice de Iarnă în proba săriturilor cu schiurile după 22 de ani, mai exact de la Aberville din 1992. Este vorba de Iulian putea puștul de numai 16 ani, cu origini mușcelene. Tatăl său este din Câmpul lungă, dar stabilit cu familia de mai mulți ani la Râșnov, acolo unde s-a și născut Iulian. Iulian putea a început să practice acest sport în urmă cu șase ani, iar înainte de a se axa pe sărituri, a mai cochetat cu ski, fondul, biatlonul, dar și natația. După ce am simțit cum e să zbori, să fie o pasăre în înaltul cerului, m-am răzgândit, am lăsat toate aceste sporturi și am ales săriturile, a declarat Iulian. Chiar dacă sare relativ de puțin timp, Iulian are deja în Palmares rezultate remarcabile și amintim aici locul întâi la etapa din cadrul Cupei Federației Internaționale de Ski Râșnov 2012 și locul 12 obținut în Japonia la Sapporo, tot la o etapă de Cupa Federației Internaționale, acolo unde a reușit două sărituri excepționale care au măsurat 114,5 și 124,5 metri și care i-au adus totodată biletul pentru jocurile olimpice de iarnă. Așa după cum sigur știți, la Sochi mai este calificat încă un sportiv mușcelean, Nicolae Strate, antrenat de Iulian Păcioianu și el reprezentant al municipiului Câmpulung.